Record. Suntem live. Record. Bună seara! A, deja au apărut inimioarele. Mulțumim! Ne revedem la o sesiune specială de data aceasta de bani și nu orice fel de sesiune și orice fel de informație despre bani, ci despre vasul de bani și cum să umplem acest vas. Dar în primul rând trebuie să vedem ce e cu el. Și o să discutăm toate lucrurile acestea. Ce ne-am propus împreună cu Anișoara și bine ai venit, Anișoara! Bună, Ozana! Bună tuturor! Mă bucur că suntem din nou împreună. Deci, ne-am propus să înțelegi motivul real pentru care, indiferent ce și cât faci, nu ai permanent banii pentru a trăi bine. Și o să dăm și cei 5 pași esențiali, pe care noi îi considerăm esențiali, care stau la baza sursei tale permanente de bani. Ideea este să ajungi la capacitatea de a primi mai mulți bani cu ușurință și această sesiune este exact despre această capacitate. De fapt, vasul de bani este capacitatea de a primi și de a avea bani. Și o să vedem cum ajungi. Sesiunea nu este gândită pentru a învăța despre cum să faci mai mulți bani, ci despre de a dezvolta capacitatea de a primi și de a reține mai mulți bani. Și este inspirată din sau în urma webinarului de Artificial Intelligence, din care am observat că, într-adevăr, se pot face bani cu ușurință folosind Artificial Intelligence și poți să înveți un instrument, o strategie, un ceva cu care să poți să generezi niște sume frumoase. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, curs chiar oferă, sau așa am perceput eu, că n-am făcut încă cursul, dar cred în continuare lucrul ăsta, că oferă toate informațiile de care ai nevoie ca să poți să pui în practică anumite instrumente de artificial intelligence și să faci, să câștigi bani frumos. Și mi-am dat seama că, deși este complet sau pare complet acel curs, totuși majoritatea oamenilor în continuare nu vor primi, nu vor ajunge să aibă sumele de bani pe care își le doresc. Au mai fost o grămadă de alte strategii și cursuri, cum să faci ba una pe alta, și cu toate astea, majoritatea oamenilor nu au făcut, deși au plătit cursurile respective. Și de aceea m-am gândit că e nevoie și a venit momentul ca toți cei care sunteți aici, evident, cine a vrut să fie aici, să înțelegeți cum este cu această pată de bani sau cu vasul de bani. Și am gândit împreună cu Anișoara această sesiune pentru cei care s-au săturat, evident, să tot învețe ba una ba alta, să facă ba una ba alta, să experimenteze și tot să nu aibă banii pe care și-i doresc. Și pentru cei care încă mai caută diverse soluții pentru a-și crește veniturile sau business-ul cu ușurință și a trăi bine. Și da, este și pentru cei care au bani și totuși se chinuie să-i facă într-un fel sau altul. Misiunea noastră este să trezim sufletele la viața frumoasă, la adevărata libertate. Știți deja lucrul ăsta. În principiu, ce am observat este că oamenii sunt supra-solicitați de foarte, foarte mult pe le acumulează. Să aibă un stres interior în ceea ce privește banii, care evident vine că le e frică că n-au suficienți, că n-au din ce să plătească una alta sau că sunt dați afară și nu mai poate să primească sau se termină un contract și nu mai primește suficienți, etc. Le e frică într-un fel sau altul că greșesc în ceea ce privește banii. Și sunt foarte mulți care au pierdut deja încrederea că pot trăi în pace, degajați, relaxați. Na, evident, dacă te chinui toată ziua și te lupți și te strofoci, evident că ajungi să pierzi această încredere că se poate și altfel. Deci, văd majoritatea oamenilor care sunt pe acolo și sunt majoritatea sau altul au acumulat multă frustrare. Pentru că au încercat foarte mult și pentru că s-au chinuit foarte mult. Și ce poate că încă nu realizează unele persoane
este că ajung să retrăiască același tip de eveniment, de experiență, dar împachetat altfel, cu alte persoane, în alte circumstanțe. Esența acelei trăiri e cumva cam aceeași. Pe de altă parte, am făcut un pic de research cu Anișoara și avem câteva statistici care eu zic că le primești cu bucurie. Sunt statistici pentru sau la nivelul anului 2023 și previziuni pentru viitor. Și anume, sunt statistici din Statele Unite, că na, acolo sunt și mai mulți bani și sunt mai multe statistici. Sunt 22 de milioane de milionari în Statele Unite, care, din punctul meu de vedere, mi se pare o sumă destul de mare. Și în total, în toată lumea, sunt 62,5 milioane de milionari. Și observăm o creștere cu 11% față de 2020. E că în 2020 au fost 1,7 milioane de milionari în Statele Unite. Și 80% din ei au crescut în familii cu venit de mijloc sau mai jos, ceea ce ne arată că se poate. Chiar dacă vii cu o moștenire genetică și cu niște limitări din familie, că na, părinții n-au știut, n-au putut, sunt mulți oameni și ne arată statisticile care reușesc să se desprindă de karma familiei, de învățăturile familiei și să ajungă să facă, să câștige bani foarte frumoși. Cel mai mișto mi se pare este că numărul global de milionari este previzionat la 84 de milioane până în 2025, adică 35% creștere față de 2023. În 2 ani de zile, o creștere care mi se pare destul de mare. Din 2000 și până în 2020, averea milionarilor în lume a crescut de 4 ori. Și da, poți să zici că unii au câștigat mai mult decât alții, dar până la urmă sunt numerele de noi milionari, clar vorbesc și ne spun că sunt oameni de rând, ca mine, ca tine, ca cine e pe aici, care au reușit să câștige bani mulți. Acum, întorcându-ne la esența sesiunii de astăzi, la fiecare curs despre bani, evident, sau despre cum să crești venitul, să faci investiții mai bune, mai așa, există cineva care obține super rezultate și întotdeauna există acel testimonial, mamă, a doua zi am câștigat $1 milion sau, mă rog, ce au făcut, dar majoritatea pierd bani. Întrebarea este de ce? De ce majoritatea pierd bani și doar unul, doi dintr-o serie de cursanți sunt cei care câștigă foarte bine? Și acum o invit pe Anișoara să ne povestească cum este cu stofa de milionar. Doamna, știi, m-a invit pe mine să povestesc stofa de milionar, dar eu nu sunt încă milionarul ăla. Însă am, să zicem, cunoașterea, încă nu mi-am dorit, dar deja am proiectat acum. Când am lucrat la sesiunea asta împreună și am văzut și statisticile, previziunile, am zis, ia uite că chiar merge. Deci stofa o avem. Hai să putem explica puțin ce înțeleg eu sau noi prin stofa asta de milionar. Evident că vor fi adăugiri la fiecare sau fiecare ce concluzie va trage pentru sine. Pentru că este, de fapt, ne întoarcem la baze și bazele și stofa reprezintă conștiința. Deci conștiința pe care noi o avem în relația noastră cu banii, cu a fi milionar, cu a fi bogat, cu a avea bani, este cea care determină până la urmă că cred că toți care suntem împreună aici, am studiat, am citit, am făcut multe și am experimentat și știm deja că fluxul de bani există, deci toți știm de acest flux care există, deci este așa peste tot, fluxul energetic, însă e forma conștiinței fiecăruia dintre noi. Și când spunem ea forma conștiinței fiecăruia dintre noi, apare, dacă vreți plastic, această corespondență cu forma unui vas, adică ea forma conștiinței.
Și de aici, și nu numai de aici, ne-am inspirat în a face acest paralelism, care este, zicem noi, destul de relevant pentru mintea umană, care e dezvoltată acum și conține multă informație și care uneori este derutată de atât de multă informație încât nu poate extrage esența sau esențialul sau ce contează pentru noi. Deci, practic, stofa de milionar se află în propria noastră conștiință, iar această conștiință, în această seară, o detaliem printr-o comparație, așa încât la final, bine, vom lucra și practic, așa încât la final ne dorim ca fiecare să-și simtă propria lui stofă și ce mai are de adăugat la ea în continuare. Ați auzit că vom lucra și practic, așa că pregătiți-vă! Deci, cheia este să ai transformarea necesară ca să ajungi la capacitatea de a fi milionar. De ce nu ai suma de bani pe care ți-o dorești? Chiar că știi și poți face multe. Și recunosc că eram foarte frustrată când făceam workshop-uri de business și am făcut multe și cu mulți oameni, vreo 60.000 de antreprenori sau antreprenori în devenire au trecut prin evenimentele pe care le-am organizat, mici, mari. Unii dintre ei luau strategiile pe care eu le ofeream și câștigau mult mai mulți bani decât mine. Alții plăteau și nu puneau nimic în practică. Și era frustrant din ambele puncte de vedere, și că unii nu făceau nimic și mă strofocam degeaba, și că alții făceau același lucru pe care îl făceam și eu și pe care le explicam și aveau rezultate mult mai bune decât mine. Mi-am dat seama că, de fapt, capacitatea mea de a primi și a avea bani nu era tocmai acolo. Și cei care aveau capacitatea și îl puneau și în practică, păi aveau și rezultatele. Deci, acum o să discutăm despre acest vas. E foarte simplă ideea. Dacă tu îți dorești un milion de dolari și vasul tău doar poate să primească 100 de mii, înseamnă că doar 100 de mii vei primi și poți să ai cunoștințe să faci un milion sau mai mult, că dacă vasul tău nu primește mai mult de 100 de mii, n-ai cum să înveți, n-ai cum să ai mai mult decât 100 de mii. Practic, există această lipsă de corespondență între vasul, capacitatea de a primi și suma de bani pe care ți-o dorești. Și ca să poți să crești suma, dacă poți să ajungi la suma de bani pe care ți-o dorești, e nevoie să faci ceva cu această capacitate. Și cu analogia vasului, avem trei mari potențiale aici, sau posibilități. Banii vin și pleacă, deci cumva vasul este spart. Adică vin sume frumoase de bani, dar și pleacă. Ies prin el la fel de frumoase și mari sumele. A doua este că banii nu vin. Și de ce nu vin? Păi n-au cum să intre. Ori e capacul pus de niște credințe, limitări mentale pe care le ai tu, ori vasul e plin cu tot felul de multe alte prostii și nu mai e loc de conștiința banilor, dacă aș putea să o numesc așa. Sau banii vin puțini, e clar că vasul este prea mic și e nevoie să fie expandat. Hai să vedem acum completările anișoarei aici și după aceea o să ajungem să și lucrăm și o să fie frumos. Și cât vorbește anișoara, eu o să opresc transmisia pe Facebook. Vom lua punctele care.